Fie binecuvântat Dumnezeu, Creatorul și Stăpânul nostru. Amin. Lui datorăm faptul că existăm, tot Lui datorăm faptul că există familii. De altfel, dacă ar fi să întrebăm ce noi datorăm lui Dumnezeu, căci de la El sunt toate. Dorim de asemenea, la capitolul binecuvântare, acest Dumnezeu atot puternic să binecuvânteze pe cei doi. E ziua binecuvântărilor. Și de ce nu să rugăm în dragostea, în bunăvoința Lui, să ne binecuvânteze pe noi toți, pe ei, potrivit cu cerința unei vieți de familie. Pe noi să ne completeze ceea ce este nevoie. A zis Dumnezeu odată către David, oarecum mâhnit, că n-a fost mulțumit de cât te-a dat. Și apare în textul din 2 Samuel 12, acolo o sintagmă să o numim, în care Dumnezeu zice: și dacă aș fi fost prea puțin atâta, aș fi adăugat. Eu înțeleg din cuvintele acelea că Dumnezeu nu s-ar fi deranjat dacă David ar mai fi cerut ceva. Pentru că Dumnezeu este bogat și spune Pavel că ne dă toate lucrurile din belșug să ne bucurăm de ele. Numele Lui să fie slăvit. S-a citit din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 5, și aș vrea să privim aici, unde sunt enunțate câteva principii strategice pentru viața de familie. Potrivit statisticilor, în comunitatea europeană, la capitolul destrămarea familiilor, Belgia e pe locul 1 și Austria e pe locul 2. Dacă într-o proporție de aproximativ 70% în Austria familiile ajung la divorț, ca să nu-i mai luăm în calcul pe cei ce nici măcar nu riscă, spun ei, să intre într-o viață de familie, înseamnă că trebuie să aplicăm ceva strategii ca familia să aibă șanse de succes. Vă prezint din Biblie câteva principii strategice ca să ne asigurăm că familia noastră nu doar că va supraviețui, cum am auzit pe un bărbat spunând, când a fost întrebat ce zici despre viața ta e familie, a zis: apoi, cât a fost, n-a mai fi și o duc cumva până la capăt. Nu așa. Viața de familie trebuie să aibă alte caracteristici. Nu-i frumos să înceapă cu asemenea atmosferă și să continue vorba aceea ce ai început cu fir de mătasă, să nu continui cu rafie. Trebuie să continuăm și chiar să sfârșim frumos. Doamne, ajută-ne! În iarna trecută am fost la un interval foarte scurt, la o logodnă, unde a fost o atmosferă, știți, când e plăcut la noi la credincioși, când și plângem și râdem. Mai cu seamă când e vorba de ceva de familie. Și la scurt timp a fost la o mormântare, murise un tată de la 10 copii. Vă dați seama ce durere a fost, a murit prematur la 50 de ani, niciunul din cei 10 căsătoriți. Și m-am întrebat, între momentul acesta de debut, cu atâta entuziasm și așteptări, și sfârșitul care nu știm cât de aproape și cât de dureros poate să fie, este loc pentru ceva rău între aceste două limite? E timp pentru scandal, pentru supărare, pentru prostii, pentru păcat? Nici vorbă. Dar ca să fim siguri că între aceste limite, pentru că ei vor spune de azi și până la final, va fi bine, haideți să aplicăm strategiile divine. 4 vă propun. Prima. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, accentuez, ca Domnului. Bărbaților, 25. Iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica sa. Adică, în relațiile familiale, noi trebuie să ținem cont de Dumnezeu și de voia sa. Nu doar de starea și atitudinile partenerului de viață, fie bărbat sau femeie. Această strategie este de ordin general și se aplică nu doar în relațiile între cei doi, ci și în relațiile lor cu ceilalți. În familie, în mod normal, natural, vin copiii. Și hai să-i prindem și pe orchestranții ăștia mai mici, care să le dăm și lor porția pe ziua de astăzi. Copii, ascultați în Domnul. Vă să zic că și voi trebuie să țineți cont de Domnul.
și părinții voștri, în raport cu voi, scrie aici, părinților, creșteți în învățătura Domnului. Adică un părinte nu-și poate permite să spună la copilul lui ce vrea. Și trebuie să ține cont de ce ar vrea Domnul să transmită acelui copil. Mai departe, am înțeles că sunteți aici cu colegi. Scriptura ne învață să aplicăm această strategie, v-am spus, este generală și în raport cu colegii, fie de școală sau de muncă. Fie cu superiorii noștri, se spunea și de șefi. Foarte bine. Iată ce spune Scriptura despre aceste raporturi. 6:5, Efeseni. Angajaților, ascultați de conducerea firmei ca de Hristos. Nu vi se pare interesant? Nevastă să fie supusă soțului ca Domnul. Când mergi la servici, să fii supusă șefului, evident, în problemele economice, ca Domnului. Copiii supuși ca Domnului. Eu numesc strategia aceasta strategia de a trăi în toate momentele vieții înaintea lui Dumnezeu. Vă amintiți cărui om, hai să vedem cum stați cu cunoștințele biblice, i-a zis însăși Dumnezeu, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Cui a spus? Voi sunteți din cei cu lepădare de sine și vreți ca altul să ia premiul întâi și fiecare dă loc altuia, da? Felicitări pentru o asemenea atitudine, nu știu exact cum stăm cu răspunsul. Dragii mei, este foarte important în familie să umbli înaintea Domnului. Dacă o femeie va ține cont doar de soțul ei, când e soțul de față, se va comporta ca atare, când nu e soțul de față, altfel. Vorbește la telefon, vine soțul și spune la o prietenă, închid că vine bărbatul. Sau copiii se comportă într-un anume fel când este tata și când pleacă tata și mama, s-a dus, te înschide în computerul și până vine tata ne întoarcem înapoi repede, nu? E șeful de față, păi ne vede, aici e camera video. Dacă vrem să facem șmecherii, după colț. De asta nu e strategie bună, că poate pune camera și după colț. Să umblăm ca înaintea Domnului. Asta e viață frumoasă. Într-o asemenea situație nu își face probleme bărbatul că femeia îl trădează. Nu vor avea probleme patronii că muncitorii fentează. Sunt situații în care soțul e ca patronii. Știți cum spunem, Petru? Ca stăpâni. Nu-s nici buni, nici blânzi, nici ușor de mulțumit. Și într-o asemenea situație trebuie să trăiești ca înaintea Domnului? Da. Dar cum poți? Există un secret în strategia aceasta, scrie în 1 Petru 3:1, că purtându-te frumos ca înaintea Domnului, și înaintea bărbatului care poate nu-i nici bun, nici blând, nici ușor de mulțumit, până la urmă într-o zi vei da de gândit și îl va cerceta Dumnezeu și poți să-l câștigi. Dar să admitem că sunt situații în care te comporți frumos ca soție o viață întreagă și soțul a întrebat o soție pe soț după 15 ani de căsnicie. Dragă, spune-mi și tu, mă iubești sau nu mă iubești? Și bietul de el zice, asta e treaba mea. Și poate ca soț, într-o zi tot investești. Și soția ta nu știe să îți răsplătească. Tu trăiești înaintea Domnului. În toate împrejurările, strategia asta e funcțională. Și ascultați, a întrebat Petru, Doamne, noi am tot lăsat, dar cu ce ne alegem? Vă citesc Efeseni, capitolul 6, versetul 7 și 8. Slujiți-le cu bucurie. Și aici chemarea generală. Soțului, soției, părinților, copiilor. Ca Domnului. Asta e ideea, nu? Nu ca oamenilor. Că știți că fiecare, fie bărbat, fie nevastă, fie rob, fie slobot, va primi răsplata de la Domnul.
Asta a întrebat Petru: Doamne, noi cu cine alegem? Și a spus Domnul Iisus: nu-i nimeni care să fi făcut ceva, să fi trăit ca înaintea Domnului și Dumnezeu să nu-l răsplătească. Aici sau în sfânta lui împărăție, binecuvântat să-i fie numele. Și atunci, soțiilor, o să aveți mulțumirea când va veni Domnul. De câte ori am făcut mâncare la bărbat și nu știu nici măcar să mulțumească. Fiți liniștite că Domnul vă va mulțumi și pentru paharul de apă care i l-ați dat. Că așa-i scris, a spus Domnul, că niciun pahar de apă nu rămâne nerăsplătit. Așa că vă îndemn să continuați mai departe să trăiți în familie ca înaintea Domnului. Asta e strategie care dezarmează pe diavolul, păcătoșii, și aduce răsplată în împărăția sfântă. Amin. Să vă ajute Domnul să aplicați strategia aceasta. Să vedeți ce rezultate dă, chiar aici, dar cum v-am spus, în perspectivă eternă. Un al doilea principiu din această strategie. Hai să încep cu bărbații, ca la afacere. Versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Principiul iubirii în raportul soț-soție are de-a face cu o strategie de cunoaștere a lui Dumnezeu și de lucrare a lui Dumnezeu. La ce mă refer? Astăzi Mirele o să declare că o iubește, mie uneori îmi vine și chiar îi întreb pe Mir, nu doar dacă o iubește acum, dacă se angajează să o iubească de acum, că acum bănui. Iubirea soțului pentru soție comportă două dimensiuni, precum ființa noastră umană, una spirituală și cealaltă fizică. Este prioritară cea spirituală. Citesc versetul 26. Ca să o iubească cum a iubit Hristos biserica. Și aici vedem cum a iubit Hristos biserica. Ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, bărbaților, vă iubiți nevestele? Eu vreau dovezi. Le-ați sfințit? Ei, dacă n-ați reușit încă să le sfințiți, trageți mai tare cu iubirea. Că așa și-a iubit Hristos biserica, a sfințit-o. Ca să înfățișeze înaintea Tatălui această biserică, pentru dumneavoastră această femeie care o aveți, fără pat, are soția dumneavoastră un viciu, lucrați la acel viciu. E scris că Domnul a folosit cuvântul și scrie în 1 Corinteni 14, femeia să întrebe pe bărbat acasă. Dar ce, dacă ea nu te întreabă, tu n-ai voie să-i spui ceva din cuvânt? Ocupă-te spiritual de soția ta, să n-aibă nici zbârcitură, sau altceva de felul acesta. Eu aș zice că zbărciturile astea sunt așa câte o amărăciune, așa când se încrunt. Păi luptă-te și dispară la nevastă ta zbărciturile astea. Să nu se mai încrunte niciodată. Să nu mai fie amărâtă niciodată. Ci să fie sfântă și fără prihană. Ma, frate Gizio, cât n-au reușit părinții să o sfințească, de aici încolo îți revine ție. Să o sfințești, să vezi să n-aibă nicio cută pe haină, să fie în cea mai bună formă spirituală. Când vine Domnul să spună, dacă ai trăit ca înaintea Lui, uite, așa m-am așteptat să o pregătești și să te prezinți de mânuță cu ea înaintea Domnului. Bărbaților, poate vă place să spuneți că sunteți cap în familie, că sunteți preoți, faceți slujba asta. Undeva într-o biserică, un bărbat a încercat să bași de vină păstorului că nevestele nu se comportă frumos, că nu sunt evlavioase. Și eu îi zic, n-ai vrea să ușurezi puțin sarcina păstorului? Măcar pe nevasta ta să o sfințești tu, să rămân la păstor, numai celălalt e sfințit. Și la frații de slujbă. Că a ta-i prima datorie să faci ceea ce poți pentru ea. Amin? A doua dimensiune, versetul 28, tot așa, trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Tot de iubire e vorba. Asta e strategie în planul lui Dumnezeu.
Nimeni nu și-a vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag. Și din nou apare comparația ca și Hristos biserică. Spuneți-mi, vă rog, bărbaților, Domnul Iisus îngrijește numai de sufletul nostru sau îngrijește și de trupul nostru? Când era pe pământ, s-a gândit la oameni dacă au ce mânca? S-a gândit, a zis la ăștia, nu le dăm drumul, că leșină pe drum, nu? Când Petru n-a avut cu ce să plătească darea și l-a luat gura pe dinainte și a spus că plătesc atunci, a rezolvat problema. Când n-au avut ce să bea la nunta din Cana, a rezolvat problema. Și le-a spus să nu vă îngrijorați. Ca bărbat trebuie să iei grija financiară și economică în sarcina ta. Bărbatul are așa funcții cerebrale, raționale, încât n-are nicio problemă când face strategii economice, când se confruntă cu probleme, cum să rezolv nevoile în familie. Nu lăsați asta pe seama soției. Ea se stresează, e o sarcină prea grea pentru ea. Un bărbat trebuie să fie harnic și bun administrator, ca soția lui să o ducă bine. Eu așa mă gândesc că se gândea Adam după ce a fost dat afară din grădină. Știți ce a spus Dumnezeu? În primul rând, le-a făgăduit ceva, că dușmanul lor va fi înfrânt. Și asta e grija spirituală, ca să ai biruință în casa ta și să-ți mântui nevasta. Și apoi a spus Dumnezeu lui Adam, de acum la muncă. Dar nu mai erau condiții ca în grădină, că creșteau spinii, nu? Pălămida. Cred că Adam a iubit pe Eva. Lăsați-mă să cred așa, că e mai bine. Dacă vreți, credeți și dumneavoastră. I-a spus, dragă, aici nu-s condiții ca în grădină, dar o să plivesc eu toate buruienile. Tai o pălămidă, să-ți fac condiții ca în grădină. E de datoria mea să îngrijesc de tine ca soție. Dumnezeu să vă ajute. Să vă dau un exemplu din Biblie. Iacov s-a dus să se căsătorească. Dar era așa, mai jucăuș. Și într-o noapte Dumnezeu l-a întâlnit, scrie în Genesa 28, și a spus, măi băiete, înainte de a te întâlni cu fata, trebuie să te întâlnești cu mine. Înainte de a te căsători, e bine să-L cunoști pe Dumnezeu, ca să-ți preiei sarcina spirituală. Pentru că mai târziu scrie în Genesa 35 că Iacov deja avea familie și Dumnezeu îi spune, Iacove, atâta treabă ai uitat să mai vii la adunare. Convocă-ți familia, scoală-te, suie-te la Betel. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă, schimbați-vă hainele, să ne sculăm și să mergem la adunare. Vedeți grija spirituală a bărbatului? Asta cade în sarcina noastră. Cât despre grija materială, a spus același Iacov, vă citesc Genesa capitolul 30, versetul 30, partea finală, acum când am să muncesc și pentru casa mea? Nu știu cât de greu munciți, frate Gigi, nu știu ce servicii ai, ascultă-mă cât de greu era la Iacov la lucru. 31:40, ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig. Și a avut un socru care înainte de a aproba să facă nunta, a trebuit să muncească 7 ani zestri să-i dea fata. Ce zici, 7 ani fără salar. Dar scrie aici, în Genesa capitolul 29, versetul 20, și anii aceștia s-au părut ca vreo câteva zile, pentru că o iubea. Ați auzit, bărbaților, ce înseamnă să iubești nevasta? Să o mântui și să muncești 7 ani pe degeaba de drag. Ca să nu mai zic că în familie nu muncești pe degeaba, dar și dacă ar fi pe degeaba, iubirea e în stare de una ca asta. Asta înseamnă să iubești, nu să faci declarații doar. Dacă doar faci declarații, asta sună gol. Așa că să-ți ajute Dumnezeu să-ți duci nevasta la adunare și apoi când o duci acasă, să te apuci de treabă să muncești. Cam la asta te angajezi. Un principiu pentru femei, din rândul cărora se angajează să facă de astăzi parte și mireasa, sora Daniela. Efeseni, capitolul 5, versetul 22. Fiți supuse bărbaților voștri, căci bărbatul este capul nevestii.
Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Am fost odată la o întâlnire cu bărbații numai și îmi zice unul: frate, scrie în Biblie, aici în finalul versetul 33, femeia să se teamă de bărbat, dar dacă nu dai puțin cu pumnul în masă, nu se teme. Și l-am întrebat, la Adam i-a spus Dumnezeu să stăpânească peste Eva sau la Eva i-a spus că Adam va stăpâni peste ea? La Eva i-a spus. Nu, îi scrie Pavel la bărbat, vezi că nevastă trebuie să fie supusă. Nu, îi scrie ei, ea trebuie să înțeleagă. Asta e strategie să se păstreze structura și armonia în familie. De unde să învețe copiii să asculte, dacă nu de la Doamna, nu, că tot de la ea învață și să vorbească. Atunci să învețe și să asculte. A fi supusă soția soțului se înscrie într-o organigramă mai complexă. Bărbatul e capul nevestei, Hristos e capul bărbatului și Dumnezeu Tatăl e capul lui Hristos. Când se rupe lanțul ăsta, spuneți-mi nevestilor, în ce relație sunteți cu Domnul Iisus? S-a dus. Scumpa mea soție, că e aici, mă aude, puteți să o întrebați. A zis că de vreo două ori în viață, eu nu-mi amintesc ce, cum și când, a încercat să vadă cum e să nu fi supus la soțul, niște chestii banale. Nici nu m-ar fi interesat că a fost sau nu a fost supus. Și a ajuns la următoarea convingere, am văzut-o spunând la surori, că nu respecti rânduiala care Dumnezeu a lăsat-o, nici dacă ți-ai propus să faci ceva bun, Dumnezeu nu te ajută. Că se dereglează nu doar relația între soț-soție, se dereglează, v-am spus, văd și copiii, vede și Dumnezeu că undeva s-a întâmplat ceva și întrerupt un fir. Dar cum să fii supusă la soț în toate lucrurile? Ca să vă ajut să fii supuse, vreau să vă spun că a fi supusă e o strategie care îți vă simplifică viața. Scrie în Numeri, capitolul 30, că o femeie, dacă întâlnea o situație, se putea angaja, de exemplu, să ajute cu o sumă de bani. Vezi o familie necăjită și spui, 1.000 de euro vă dau. Că femeile sunt mai bune la suflet ca bărbați. Dar scrie aici că ea trebuia să meargă, când mergea acasă, să-i spună la bărbat: dragă, am promis că dau la familia asta săracă 1.000 de euro. Ce drept avea bărbatul atunci? Ca să vedeți ce înseamnă supunerea. Să anuleze juruința ei și să-i spună: dragă, n-ai cum, că trebuie să ne băgăm în bancă și nu ne aprobă. E destul 500. Bărbatul meu cerebral. Și scrie aici, vă citesc Numeri, capitolul 30, versetul 8, ceva interesant. Va desfința juruința pe care a făcut-o, și acum atenție, surorul, cuvântul scăpat de pe buzele ei. Femeia vorbește puțin mai repede decât bărbatul și mai scapă câte un cuvânt. Și supunerea o ajută să corecteze cuvântul scăpat. Și scrie în finalul versetului, Domnul o va ierta. Vedeți? Eu mă întreb uneori când studiez viața de familie, gândindu-mă că bărbatii mai ușor nu trebuie să nasc, nu am atâtea suferințe. Și mi-aș zice, îmi vine să zic că e mai ușor să fii bărbat. Dar când mă gândesc câtă responsabilitate are un bărbat să-și mântuie familia, să aibă grijă de toți, și femeia trebuie să se supună, cum zice el, treaba lui, el răspunde. Atunci mai degrabă îmi vine să zic că ar fi mai ușor să fii femeie. Așa că până la urmă eu nici nu știu să spun ce e mai ușor să fii bărbat sau femeie. Dar știu ceva, că dacă te încadrezi în această strategie divină și îți păstrezi locul, Dumnezeu binecuvintează casa. A fi supusă soțului, repete, o strategie care ține pe diavolul departe de casă, că el vine să te răscoale, nu împotriva bărbatului. Nu se mulțumește diavolul numai, diavolul nu are război numai cu bărbatul tău. Diavolul se războiește împotriva lui Hristos, împotriva lui Dumnezeu, dar pe aici se vâră, că așa au fost și în grădina Edenului. Și numai că cei doi au fugit de Dumnezeu și s-a stricat toată treaba. Hai să vă dau un exemplu din Biblie,
Ce înseamnă o soție supusă? Asta nu înseamnă ideile ei să nu funcționeze, ea să n-aibă drepturi, nu. 2 Împărați, capitolul 4, acolo era o femeie foarte capabilă, gospodină, gazdă bună, îl primea pe Elisei și Ghihazi. Și vine cu o propunere la bărbat, că scrie că dorințele femei sunt după bărbat. Și bărbat cu minte, mai cu seama dacă te iubește, te și întreabă ce dorințe ai. Îi zice soțului ei, citesc versetul 9, iată știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu, să facem o odaie sus cu ziduri, să punem în ea un pat, o masă, un scaun, un sfeșnic. Vedeți ce idei din astea e gospodină, numai să facem mansardă, dar și ce mobilier trebuie, nu? Știa femeia asta ce trebuie în casă. Femeia are gusturi specifice, un bărbat de acum, un tânăr și-a făcut o casă frumoasă, avea bani și vine mama de la țară în vizită. Și mama zice, uite aici, numai nevasta îmi lipsește. Zice, mama, lasă că spune-o de seară ce îți lipsește. El a plecat la lucru, pe de seară au găsit perdelele de un fel, au schimbat, flori, aranjat. A, zice, am văzut ce îmi lipsește, numai o femeie, o mână de femeie, o gândire de femeie lipsește aici. Și i-a propus soțului ce să fie acolo. S-a întâmplat, Dumnezeu a răsplătit-o pentru aceasta, a dat un copil, copilul s-a îmbolnăvit. Și ce a zis bărbatul când s-a îmbolnăvit copilul? Du-l la mama, sau că mama e cel mai bun doctor. Și zice ea, când a murit copilul, citesc versetul 22, a chemat pe bărbatul ei și a zis, trimite-mi, te rog, te rog, ăsta înseamnă supunere. Nu, fac ce vreau. Un slujitor și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul Dumnezeu, apoi mă voi întoarce. Și l-a zis, pentru ce vrei să te duci? Asta înseamnă să te supui, să dai explicații soțului de ce vrei să faci o anumită treabă. El a întrebat ca bărbat, uite, vrei să te duci, dar de ce? Și spune logic. Zice, nu-i nici sărbătoare, în lună nouă, nu-i sabat. Ea a răspuns, fii pe pace. S-a dus, el le-a dat libertatea asta, dar s-au înțeles și a înviat copilul. S-a întâmplat undeva într-o familie, bărbatul a adunat bani cu greu, mai cu ani în urmă, și spune soției, uite, te duci și cumperi mașină de spălat, ca să fie mai ușor. Ea s-a întâlnit cu o colegă și-a cumpărat o rochie, o fustă, nu știu ce-a cumpărat. Măi, dar asta trebuie să o speli în plus pe lângă celelalte, de ce n-ai cumpărat mașină? Măi, dacă așa a zis colega, m-a adunat toată bani și-a pățit tot așa. Și a treia oară a zis, cred că trebuie să vin cu tine. Auzi, bărbatul nu trebuie să fie cu tine, trebuie să ai tu mentalitatea asta, să știi că bărbatul trebuie să fie supus lui Dumnezeu și trebuie să fie supusă soțului în toate lucrurile. Evident, ca înaintea Domnului, dacă bărbatul cere ceva păcătos, nu te pune Biblia să faci. În primul rând trăiești înaintea Domnului și apoi în armonie, în familie. Doamne, ajută! Și un al patrulea principiu strategic și acesta scrie aici în Efeseni, capitolul 5, vă citesc versetul 31, cuvinte rostite mai întâi de Dumnezeu, repetate de Domnul Iisus și aici de Apostolul Pavel. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, frate Gizio, eu vă știu pe voi, familia Bupte, așa o familie unită. Unitatea asta de familie mare să rămână, dar strategia sfântă prevede ca cei ce se căsătoresc să poată înființa un nou nucleu, o altă familie. Nu tata și mama îi lasă, că ei nu i-ar mai lăsa și vă arăt eu din Biblie că așa au fost și alții. Voi trebuie să-i lăsați. Când s-a căsătorit unul din băieții mei, mi-au spus cu scris, zice, frate, numai de bărbat scrie că trebuie să lase pe tată sau și pe mama sa, nu și de fată. Zic, la fată își citesc eu un verset și mai și în psalmul 49, să-i și uite. Că acest principiu se aplică la amândoi. Adică se stabilesc noi relații. Cei doi vor fi? Una. Prietenii, distanță regulamentară. Colegii, în vizită, când sunt invitați. Sau când cer aceasta. Pe când cei doi iau nucleul lor. Dacă nu respectăm aceste reguli, am încurcat lucrurile. Să vă citesc din Biblie. Când să se mărite o fată că n-a fost lungă perioada de curtare, scrie în Genesa 24 că
Versetul 35, fratele și mama fetei au zis, fata să mai rămână câtva timp cu noi. Și a zis robul lui Avram, gata, o întrebăm pe ea și azi o întrebăm. Ei, dacă pleci, nu că mai rămâi cu tata și cu mama și că... S-a căsătorit Iacov și scrie că după ani de căsătorie, știți ce a spus socrul? Hai să vă citesc ca să mă credeți mai bine. Genesa 31, versetul 26. Ce ai făcut? Mi-ai luat fetele. Auzi, după ce a slujit 7 ani pentru câte una, au mai trecut câțiva ani, că-s tot al lui. Și scrie aici în versetul 43, fiicele acestea sunt fiicele mele și copiii aceștia sunt copiii mei. Mai tași din gură. Așa că, frate Nelu, sau familia Suporanță, nu? Spuneți, asta e fata mea, o fost. V-a lăsat pe tată să-și pe mamă, asta e strategie bună. Unii cred că e tot al lor. Crede că băiatul e tot al lor și îl sună și trebuie să vină și nu e mai al lor. A fost nevoit Dumnezeu să intervine. Nu-i spune nicio vorbă, tot nu s-a răbdat el să nu zică ceva. E foarte greu să te raportezi la noua familie. I-am prins, uneori la noi în biserică îi punem pe părinții mirului să se roage, unul la început, unul la urmă. Și eu îmi place statistica să fac observații și am observat când se roagă tata mirului, întâi se roagă pentru mire și apoi pentru mireasă. Când se roagă tata mireasă, întâi se roagă pentru mireasă și apoi pentru mire. Păi, lăsați-i, dragii mei, și mai pomeniți-i așa ca și Pavel pe Acuila și Priscila. Când pe Acuila înainte, când pe Priscila, știi? Așa e frumos. Dacă respectăm strategia aceasta, atunci vom ști fiecare cum ne cheamă, care e locul nostru și Dumnezeu ne va binecuvânta. Recapitulez și mă opresc aici. Aplicați principii de strategie divină ca familia să reziste în aceste condiții, în vremurile în care trăim. Care a fost primul principiu? E aplicabil încă de acum, înainte de căsătorii. Trăiește ca înaintea Domnului. Nu că știe soțul, nu știe, vede soacra, nu vede, nu, înaintea Domnului. Și asta te scutește de o viață așa, de după colț. Ca înaintea Domnului. Mă vede Domnul. Faceți toate lucrurile ca pentru Domnul. Orice faceți, zice în Coloseni 3, cu cuvântul sau cu fapt. Al doilea punct strategic. Bărbatul să-și învăluie casa în iubire, că dragostea e legătura desăvârșirii. Mai aud pe câte un bărbat spunând, frate, eu o iubesc, de-aia nu mă iubește. Și spun, slabă iubire. Iubirea lui Dumnezeu ne-a determinat să-L iubim și noi. Atunci te poți lăuda că ți-a iubit bine nevasta, când ai determinat-o să te iubească și ea. Dar am spus, iubirea soțului înseamnă spirituală, să te dărui pentru mântuirea ei, să o vezi și în cer în haine albe, atunci ai iubit-o. Și pe pământ să nu-i fie greu, că femeia e un vas mai slab. Cât pentru dumneavoastră ca femei, care e strategia? Strategia păstrării orânduirii divine. Să-ți păstrezi locul tău de ocrotire lângă soț, să ai grijă ca soțul să fie credincios în ce nu poate el să-l ajustu, să-l câștigi fără cuvânt și în supunere îți câștigi bărbatul cum nu-l câștigi cu nimic altceva. Când vede, tu te porți, el se poartă rău, tu asculți. El poate să uite după alta, tu ești supusă. Dacă nu săptămâna asta, cealaltă, dacă nu la toamnă, la primăvară, tot se trezește și spune, nevastă ca mine n-are nimeni. Ca asta aplică strategia Fiului Dumnezeu, s-a supus măcar că era deopotrivă cu Tatăl. Asta nu înseamnă dezavantaj și inferioritate, ci o strategie divină de a păstra ordinea rânduită de Dumnezeu. Și al patrulea principiu care a fost? Să respectăm relația nou formată. Și fiecare să nu violeze identitatea altei familii, fiecare să știe locul, dar pentru asta păstrați-vă voi uniți. Între doi lipiți nu se vâră nici diavolul cu coada, nici oamenii cu limba. Dar dacă nu sunt uniți ceva, oamenii nu știu de la ce se bagă.
S-a născut în familia Zaharia și Elisabeta un copil și au venit vecinii. Știți cu ce s-au băgat? O să-i pună numele. Deci e treaba lor? Și s-o câștige pe ea? El? De ăștia doi au fost uniți și bărbatul, atunci au intervenit Dumnezeu. A zis și a scris, Ioan. Atunci vecinii, ai acasă cu voi că aici noi suntem una. Dumnezeu să vă ajute așa să fiți și așa să rămâneți. Iar dacă sunt familii care n-au fost până acum așa, dați-mi voie să vă citesc ultimul verset, dacă s-o fi citit versetul 33. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și femeia se teamă de bărbat. Și ce înseamnă asta? Cât, ce dată e astăzi? 26, da? Ei, din 26 încolo așa se faceți. Încolo, nu? Încoace n-ați făcut, ați făcut ce ați vrut, dar încolo? Măcar de azi încolo. Că avem un Dumnezeu bun care iartă ce-a fost până aici, numai vrea să ne ajute încolo. Și spuneți-mi, vă rog, încolo, până unde-i capătul? Doamne, ajută-ne să ne uităm încolo și în sus. Și așa să fim de aici înainte. Amin.